produse pe care TikTok m-a făcut să le cumpăr. Fraților, acum revenim cu partea a doua din această serie minunată, pentru că am văzut că prima parte a prins foarte, foarte bine. Asta înseamnă că v-a plăcut foarte, foarte mult și că ați interacționat foarte bine cu videoclipul, așa că haide să vă ofer partea a doua de la această serie minunată. Bineînțeles, până să începem, haideți să ne uităm pe tablița abonaților de azi. Îi mulțumesc frumos lui Matei, îi mulțumesc lui Iuli și îi mulțumesc, bineînțeles, și lui Gabi. Dacă vreți și voi să apăriți pe tablița abonaților, tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe butonul de like, să lăsați un comentariu cu ce vreți voi și, bineînțeles, să fiți abonați la moa. Hai să nu mai stăm la pălăvrăgeli și să ne uităm la diferite produse pe care TikTok m-ar putea face să le cumpăr. Haideți să vedem. TikTok made me buy. This phone case has a built-in privacy screen. From the side, your screen looks black. Now no one can read your texts. It clips together magnetically. Made from high-quality steel. Available in 6 vibrant colors. Summer sale ends soon. Bine, ok, dar nu este ceva nou ce n-am mai văzut. Adică probabil sunteți la curent cu folia care face chestia asta. Dacă n-ați înțeles ce s-a întâmplat aici, este o carcasă de telefon. Adică o husă, cine zice carcasă, Cristi? O husă de telefon care îți face ecranul negru dacă te uiți dintr-o parte. Știu că există o folie pentru asta, nu neapărat o husă, dar ok. Aici sunt două chestii implementate. Ia să vedem ce avem aici. Aparent îți cârlionțează, se zice? Aparent îți face sprâncenele, sprâncenele, vedeți că știu să vorbesc bombă. Cu ce e diferit obiectul acesta? Adică știți unealta aia pe care o folosesc femeile ca să-și facă genele curly? E nu neapărat femeile, până și eu am mai folosit-o uneori, pentru că îți oferă detaliul ăsta mai frumos la gene. Adică ți le face așa mai curly, să nu stea chiar drepte așa în față, dar e ok. Da, nu văd cu ce e diferit produsul ăsta. O cutie de creioane, ok, arată interesant, dar de ce aș cumpăra-o? Nu mă ajută cu nimic, mai bine mi-a un penar. Bine, o oglindă făcută skate. E super, super tare dacă chiar și poți să te dai pe skate-ul ăsta. Bine, vă dați seama că dacă ai picat odată la prima căzătură s-a spart asta. E mult mai mult efectiv să o agăți de un perete și arată tare. Ok, 37 de euro, nu știu ce să zic de prețul ăsta. Cactus, 3 euro cactusul. Da, sincer, chiar merită 3 euro, dar eu nu mi-aș lua, nu-mi place. De ce a schimbat culoarea la cactus? E cea mai frumoasă, așa, pe galben. Daltonist. Frigo Marshall. Bine! Holy shit, un mini frigider, bă. Eu fiind un băiat, mereu o să am o atracție așa dubioasă și neexplicabilă pentru mini frigidere, dar da, 80 de euro pentru un mini frigider care arată ca un amplificator, cred că așa se numește. Bine, așa da, uite, asta aș cumpăra și eu. Cum n-ai pe ăsta un tablou? F1 painting. Ăsta nu e un painting, e... Bine, cred că poate să fie un tablou 3D dacă se pune. Nu se știe prețul. Bă, ești nebun. Bă, la ce m-am uitat aici? Ce tare, uite cum se duce în sus, creează o iluzie. Nu înțeleg cum se face chestia asta. Deci are și lumină, e și o iluzie mișto. Se arată și ceasul. Și nu este o iluzie numai că se duce cumva misterios apa în sus. Ba chiar îți și arată că poți să-ți pui în pahar apa aceea. Bine, evident, nu cred că poți să bei apa aia. Sau poți să o bei, dar eu nu aș bea-o. Pentru că clar, cum trece prin aparatul ăsta în continuu și în continuu și în continuu, probabil nu mai e bună de băut. Dar ok, da, mi-am și cumpărat așa ceva dacă n-ar fi 50 de euro. Ok, ce produsul ăsta? Ce ar trebui să fie? Stroznește spatele! Nu, bă, frate, nu arăta cum stroznește spatele. Cred că poți să faci asta și produsul ăsta. E foarte bun, de obicei la sală am văzut chestia asta. Te ajută foarte mult pentru recuperare. Sau la final de antrenament, știi, când ai mușchii mult, mult prea supra-solicitați. Mult prea supra-solicitați, mă rog. Te ajută să faci asta la final. Ok, TikTok m-a făcut să cumpăr asta pentru prietena mea. Ce e asta, mai exact? O perie? Ha? E o perie cu butoane. Nici măcar nu mi-arată ce face butonul ăsta mai exact. Dacă începea cumva să se învârtă peria asta, mai înțelegeam, dar nu mi-a arătat absolut nimic. Lame, nu cumpăra și ceva. The fuck?
De ce ai cumpărat așa ceva? Chiar mă și întrebam, de ce naiba se numește paharul enervant? Și dacă pui lichid peste chestia aia din mijloc, care nu este aparent doar decorativă, începe să-ți curgă tot lichidul din pahar. De ce ai cumpărat așa ceva? Bine, mi se pare super tare pentru un drinking game. Dacă sunteți mai mulți prieteni într-o seară și vreți să vă jucați un joc, faceți joculețul acela, știți cum fiecare toarnă câte o picătură, câte o picătură în pahar și efectiv aici chiar îți dai seama cine a întrecut limita pentru că o să curgă totul din el. Asta e tare. It's similar to how the world's most dangerous teapot works. This is the world's most dangerous teapot. It's called an assassin's teapot. Believed to have originated from China during the Ming Dynasty in 1368. But why is it called an assassin's teapot? Well, what if I told you this teapot lets you pour three different drinks? Once you fill the top and bottom hole with whatever liquid you want, you're ready to go. The drink you get depends on which hole you cover. So if you cover the top hole, that means you're gonna get the drink that you put on the bottom, aka the orange juice. But if you cover the bottom hole, you're gonna get the drink that you put on the top, which is, oh my gosh, Pepsi. For me, it's a messy teapot. Băi, ești nebun, nu pot să cred așa ceva. Cât de tare! Dacă nu v-ați prins ce naiba s-a întâmplat acolo, depinde ce gaură a ceainicului apeși și o să curgă un lichid diferit din ceainicul ăsta, frate. Și sunt convins că obiectul acesta a fost creat acum o grămadă de timp ca să poți să asasinezi oameni. Pur și simplu schemai inamicul la masă, hai să bem ceva, un ceai, știi, și lui punea o travă și ție spuneai un lichid normal și îi arătai că bei ca să nu bată la ochi că ai pus vreo travă acolo și de fapt puteai să-l asasinezi foarte simplu. Wow, cât de scary. Ia mă ce avem aici, un avocado. Ați peeled, ok, îl scoatem, îl lipim de perete, ok, și ce ar trebui să fie? Hai, ceva jucărie pentru pisici? Ok, dar ce ar trebui să fie? Habar n-am, dar dacă vreau să mă lase pisica mea în pace, sigur o să iau jucăria aia. Aparent e ceva ce-i place la ea. Un produs de curățenie pentru dropshipping, ok, ce avem aici? Pocket vacuum. Ok, l-am mai văzut pe ăsta data trecută. Absolut genial. Până și de data asta sunt de acord. Mie mi se pare cel mai tare lucru. Și mai e și la un preț ok, $17, frate, pentru un aspirator de ăsta de buzunar. Mi se pare absolut genial. La sine mașină tot timpul. A zis pe cereale? Cine își pune unt pe cereale? Scuzați-mă dacă voi vă faceți asta sau ați fost obișnuiți să faceți lucrul acesta. Eu n-am mai auzit chestia asta până acum, să pui unt pe cereale. Efectiv, uite comentariul aici. Cine pune unt pe cereale? Dar 100% a zis așa numai ca să-i bubuie TikTok-ul. Pentru că evident o să comenteze lumea și o să-i trimită TikTok mai departe. Sticlă cu apă în formă de ciocanului Thor. The fuck? Ok. Arată absolut genial. What? Ok, asta chiar mi-aș cumpăra și eu. Vă imaginați pur și simplu să faci un stream sau ceva, ți se face sete, bam, scoți ciocanul Thor și începi să bei din el. Mi se pare absolut genial. Și să fii și așa, gen super casual în legătură cu asta. Și chatul tău să vezi de acolo deodată cum nebunește. Mamă, ok, asta da, ăsta da produs, mi-a plăcut. Ok, ce avem aici? Decidi, darle, e gripi. Ok. A, cred că știu pentru ce. Să îți antrenezi antebrațul. Dacă faci așa în continuu, practic, da, 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 am mai văzut chestia asta. E o unealtă foarte bună ca să-ți antrenezi mușchii de pe antebraț. Da, poți să faci chestia asta și singur, adică și fără obiectul acela. Faceți așa, strângeți cât de tare puteți pumnul și după faceți așa cu degetele. Și faceți asta 3 minute, nu puteți să faceți asta 3 minute. O să simțiți antebrațul cum vă pleznește. Ia ce avem aici, băi, ești nebun, ăsta e Lego? Nu pot să cred, uite-te cât de tare e. Mamă, dar cât durează oare să faceți ceva? Să pui fiecare bucată, frate, deci eu ador Lego, mi-am cumpărat Lego. Acum, cât timp, frate? Cred că acum vreo 3 zile mi-am cumpărat un Lego sau acum 4 zile. Eu n-am avut, adică am avut, frate, Lego când eram mai mic. Bă, dar acum, pentru că am și eu niște bani, îmi fac proprii bani, pot să mă duc la magazin să-i cheltui exact cum vreau eu. M-am dus în magazinul de Lego, mi-am luat eu cu fratele meu o cutie de asta de Lego, destul de scumpă, am dat 10 milioane. Bă, frate, și m-am simțit iarăși ca un copil construind Lego ăla. Mi se pare un hobby genial, aș face-o din nou, neapărat vreau să mai îmi cumpăr niște Lego. Și vă dați seama că fiecare bucățică, tu o pui, frate, tu o pui, că găsești fiecare bucățică dezasamblată una de cealaltă, deci trebuie să le lipești tu singur. Ia vezi, mă, ce avem aici. Ok.
ce și-a pus acolo? A, pachetele și șervețele umede, ok. A, ok, am înțeles. Zi, mă, să le ai direct acolo, să nu te mai chinui. Ok, aveți că asta e destul de tare. E destul de tare. Asta mi-a plăcut. I bought 100 of the weirdest Amazon products and these are my 9 favorite. These are fidget spinner AirPods. 1 To be honest, these are not better than AirPods, but it is fun to have a fidget spinner case. I have a... Se mai joacă cineva cu fidget spinnerurile? Eu nici nu cred că mai am așa ceva. Oare cum îmi pare rău, chiar aș fi vrut acum un fidget spinner. Erau amuzante. Are the Infinity Gauntlet. This looks like a regular pen, but once you press it down, it changes shape entirely. The sound is super satisfying. Like, listen to this. Cât de mișto e creionul ăla, vreau și eu. De fapt era un pix, mă rog. These are the most satisfying fidget toys I have ever bought. For this one there's like two different insides that you can spin. This one's a little bit bigger and it has like three different things you can spin. They're both super satisfying and the link's right there if you want them. If you've ever wanted a cat but you're allergic or can't afford one, then get the Not Cat. The Not a Cat has one ear, no eyes, no legs. Kind of creepy if you ask me, but it's just really fluffy. De ce ți-ai cumpărat așa ceva, frate? Mai bine ți-ai o pernă, pur și simplu, și mult mai confortabilă, cred că o pernă care nu are atât de mult păr pe ea. This is a special spinning top that spins for ages and looks cool doing it. Check this out. Zi-mă, ăla chiar se învârte în continuu. Ok, deci se și oprește, dar se oprește după vreo 3 minute. Mamă, dar care e fizica din spatele acestui fenomen? Adică de ce s-a învârtit aia pentru 3 minute? Și dacă încerci să faci același lucru cu un bănuț, nu se întâmplă același lucru. Dubios. Transformă-ți baia cu obiectele acestea. Ia să vedem. Ce design avem aici? Ce vrea să însemne chestia asta? Ok, băgăm niște lucruri. Ah, ok. Bun. Bă, vezi că arată premium rău de tot. Adică eu dacă aș fi intrat la cineva în casă și aș fi văzut asta, aș fi fost puțin, bă, ești nebun, ce nebunia ăștia. Ocupă mai mult spațiu, dar da, dacă vrei să oferi spălatului pe dinți o senzație mai premium, așa, bineînțeles, poți să-ți iei treaba asta. Eu prefer să nu folosesc atât de mult spațiu, așa că o cană îmi pun acolo eu și toate celelalte persoane din casă, periuța de dinți. Pasta de dinți pe lângă și aia a fost. Oricum te speli pe dinți de 2 ori pe zi, adică nu se petrece atât de mult timp la baie făcând treaba asta. Ia să vedem ce se întâmplă aici cu ananasul ăsta. Ok. Ok, îi tai partea de sus, cum ar trebui să faci. Bun, până acum e totul perfect. Ce ai vrut să ne arăți? Că merge cuțitul? Ah, ok, acum e produsul ăla. Ok. E ca o spirală. Ah, și-l bagă până jos. Ce tare și-ți ies feliuțe de-astea de ananas. Dar în loc să cumperi produsul ăla, ce-ar fi să cumperi o conservă de ananas? Care, efectiv, îți vin feliuțe de-astea de ananas direct în conservă. Sunt și foarte bune, sunt și fresh. Au și lichid de la înăuntru ca să le păstreze fresh. Logic. Și nici nu costă atât de mult o conservă de aia. Așa, uite, trebuie să cumperi și un ananas întreg și produsul acesta ca să ai probabil același lucru. Ah, ok, îți scoate toată chestia aia întreagă, nu pe feliuțe. Bine, și dacă... Aba da, uite, pe feliuțe ți-o scoate. Da, e același lucru. Și acum avem o spirală de ananas. Bă, interesant, știi? Dacă vrei așa să-ți mănânci ananasul, desigur, dar v-am zis, e o variantă de 10 ori mai ușoară. Cumpără-ți direct, cumpără-ți direct o conservă de ananas și așa o primești. O piscină la 15 pounds? O piscină la 15 lire? Ha? Atât de mult s-au ieftinit piscinele astea, frate? Nu știu de voi, dar eu de mereu când eram mai mic și voiam, aveam gândul ăsta nebun și mă rugam de ai mei, hai să luăm o piscină, vă rog eu frumos, vedeam mereu, ori în reclame, ori când mergeam în magazine de astea de construcții, 30 de milioane, 40 de milioane, 50 de milioane o piscină de asta și asta e 15 lire? Păi asta înseamnă 90 de lei! 90 de lei! Ce, mă? Măi, și dita mai piscina.
full anyway. Bine, nu e adâncă, știi? Adică nu prea poți să dai bombe în ea, dar totuși e o piscină. 10 useful Amazon finds. This is an adjustable cup holder for your car, which can hold any size bottle or cup. Just put it in the existing cup holder and twist, and the sides will expand to keep it completely secure. This is a... Nu prea îmi place, ocupă prea mult spațiu. Eu am o problemă cu spațiu, frate. Nu poți să-mi pui toată nebunia aia acolo, dita mai statuia la mine mașină și să ocupe atât de mult spațiu. Nu, mersi. Device cleaning kit, which cleans crumbs off your keyboard, wax from your iPods, and dust from your phone. It even has a spray bottle and a cleaning pad to wipe fingerprints off your screen. This is a foldable whisk which expands and folds, allowing you to whisk as normal, spoon out mixture, and even cook things in the pan. It's quick to clean and can easily... Da, bombo, banana. Finish. This is a thermal label printer which allows you to print labels without using any ink. It uses thermal technology to help your kitchen become more organized. And... Bă, vezi că asta e tare rău de tot. Zii, mă, să scoată așa ca și cum e, ca e o imprimantă mult mai rapidă și mult mai mică și la îndemână foarte lejer. Ok, asta e tare. Small design makes it easy to store. These are mess-free nail clippers which catch your clippings inside the handle, making them easier to throw away. This is a sock. Scârbos, dar mult mai bine. De fiecare dată când îmi tai unghiile, zboară în toate direcțiile, fraților. Nu pot să le... Adică da, mai se și duc în direcția unde, în care vreau eu, dar unele se duc departe, nu le mai găsesc niciodată. Asta, vezi că e tare. E tare unghiera aia. Sock dog, which keeps your socks in pairs when washing or drying. It saves you searching around for socks and can also keep them neatly organized in your closet. Da, mă, mai am și eu niște cârliguri pe care mi le-a luat maica mea. Cârliguri, cârlige? Care e pluralul? În fine, tot așa pentru șosete, ca să nu le pierd, ca să nu pierd perechile, dar bineînțeles că trebuie să le pun la spălat cu ele deja acolo și cine are timp pentru așa ceva și chef să facă? Eu vă zic sincer, nu. Și ca să vă zic așa un secret, cred că fiecare pereche de șosete pe care o port eu, nu cred că corespunde cu perechea respectivă. Are sens ce am zis? Adică la început, când cumpăr șosetele, da, numai atunci. Prima săptămână, primele două săptămâni, dar după când le pun la spălat, nu mai corespunde nicio pereche. Le amestec, oricum, cine te verifică și ce zic. This is a salad spinner which spins around super fast when pushing up and down, drying your food in seconds. It can fold up to save space and can also be used as a strainer. This is a foldable stool which folds up super small so you can carry it or fit it in your bag. It can hold up to 400 pounds and it's great for camping and even bringing to work. This is a reusable lint roller which cleans pet hair, crumbs and even dust. To reuse it, just rinse it under water and it will be just as sticky when it dries. These are transparent sticky notes which allow you to copy things and stick them anywhere you want. They are also great for annotating books without permanently marking them. Bine, mă. Nu o să mint, produsul meu e nașpa. De ce? E pur și simplu gheață. Gheața e gratis. Da, am auzit de chestia asta. Ok, bun, într-adevăr, de ce ai cumpărat produsul ăsta? Numai că nu atingi gheața. Am auzit și eu că e ok să-ți dai cu gheață pe față, că-ți face pielea mult mai curată. Nu am înțeles exact știința din spatele acestui fenomen, dar mă rog. Dar da, uite, poți să faci asta pentru că nu mai ții gheața în mână și nu ții gheață degetele, sigur. Nu uitați să vă mai uitați la încă un clip.